salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi încep să filmez un nou vlog de familie. Mergem într-o excursie la Balvanios, în Harghita. Am și un mic proiect în desfășurare acolo, dar să vă povestesc la momentul potrivit despre el. Acum suntem încă în București, ne-am propus să plecăm la ora 10. De fapt, ne-am propus să plecăm la ora 9, știind că de obicei întârziem cam cu o oră peste ora propusă și deja este 11. Nu știu cum se întâmplă, dar de multe ori avem de rezolvat alte lucruri înainte să plecăm. În fine, ne-am făcut repede bagajele, am pregătit snacks-uri pentru mașină și vă las un link în descrierea videoclipului dacă vreți să vedeți ce mâncăm în mașină la drumul mai lung, poate vă inspiră și pe voi. Și o să vă iau cu noi în excursie. Nici nu am pornit de 15 minute de acasă și Ruxandra deja doarme. Asta e una dintre plăcerile fetelor, să doarmă pe drum. Silvia încă nu, și-a luat cărți și jucării și... da, o să doarmă și ea în curând. Dar ce carte ai, mami? Da. Ia arată-ne la cameră să vedem ce carte ai tu. Povești pentru copii de la 4 ani. Asta i-am cumpărat eu recent, Silvie, și ne place foarte mult cu totul de povești. Și încercăm pentru prima dată tortiții cu ciocolată, să vedem cum sunt. Erau de două feluri, unii cu ciocolată cu lapte, de care am luat și noi, și unii cu ciocolată amăruie, dar i-am preferat pe ăștia. Dacă e ciocolată, să fie ciocolată. Foarte interesante tortițele. Sunt cu sare, deci ca și tortițele originale, varianta albastră, dar cu ciocolată pe deasupra. Și e o noutate de gust binevenită, zic eu. După vreo 6 ore de drum, am ajuns în sfârșit la sediu Kidlet, unde am venit să alegem ținutele pentru fete, care o să apară în reclama pe care o filmăm luni. Și vreau să vă arăt un pic din depozitul lor. Voi știți că eu sunt fan Kidlet, că am mai făcut comenzi aici pe site, dar vreau să vă arăt ce sistem logistic super bine pus la punct. Uitați aici, depozit de haine. Nu vă imaginați câte sunt. Și chiar i-am întrebat pe cei care se ocupă aici de site, cum fac să găsească hainele în momentul în care primesc o comandă de la cineva și ele practic sunt numerotate, aici au niște sisteme de numerotare și găsesc practic în 10 cm obiectul pe care persoana l-a comandat, adică e mult mai simplu să cauți în 10 cm decât să cauți un depozit întreg. Și ei au fost foarte drăguți și i-au dat și Silviei un costum de unicorn. Îți place, mami, unicorn, nu? Da, și ne-am, și ne-am plimbat pe aici prin depozit. Da. Am ajuns în sfârșit la hotel, deja e aproape 9, am pierdut prima zi la piscină, foarte lung drumul. Și să vă arăt camera înainte să fie foarte mare dezastru. E super frumos amenajată, așa într-un stil oarecum rustic montan, ca să zic. Nu știu dacă așa se numește, dar așa mi-inspiră. Și lumină din asta în plafonieră și să vă arăt ce frumos se vede afară, priveliștea. Ăsta e un hotel cunoscut pentru priveliștile foarte frumoase. Se vede un pic albăstru până se echilibrează de la lumină, white balance-ul. Ia uitați aici. Ce frumos! Silvia în costumul de unicorn. Uite așa. Ce am acolo? Unde telefonul? Asta este baia. Vreau să vă arăt cum arată și baia. Dar Cristina, nu uitați să mergem la restaurant. Mergem, sigur. Haide, și arată super bine și obiectele de cosmetică. Îmi place când găsesc așa ceva mai drăguț. Așa. Mergem la restaurant, nu? Imediat, mama. A trecut și prima noapte. Vreau să vă spun că această cameră are un pat matrimonial făcut din două paturi de o persoană, a căror capete sunt și pe roți capetele dinspre perete. Deci, în noaptea, n-am tot schimbat locurile fetelor, pentru că se tot deplasau paturile astea, îngrozitor mi s-a părut, deci asta e un mare minus. Dar, ce ai găsit-o, păpădie? Să vă arăt cât de frumoasă este priveliștea de pe balcon. Ruxandra e pregătită de piscină deja, le-am promis că după micul dejun o să mergem la piscină. Uitați cât de frumos se vede. Deci, e incredibil.
E la un apartament, camera de fapt nu e apartament, e la etajul 4. Ai, e minunat. Să vi arăt pe fetele cioabă care se pregătesc de piscină. Care mai de care mai îmbrăcate. Deci capoțelul ăsta l-avem de când era Silviuța mică, la noua de la C&A. Așa de scump îi. Are câteva vieți. Haideți! De vreo oră la spa-ul hotelului, este foarte fain, chiar nu mă așteptam. Au piscină, o piscină mare cu apă destul de călduță, o piscină mai mică de copii, au și o piscină afară, acum nu era deschisă, doar din jacuzzi deschisă afară și inclusiv o terasă unde poți să ieși chiar din zona piscinei și stai să bei o cafea, să bei un suc. Foarte lin a venit. Quack, quack. Quack, quack. Broscuța. Mai. Uite broscuța acolo. Uite broscuța. Mai scupă. Te spui. Ruxi. Hai să vezi! Pune mami mâna pe el! Uite-te, drăguții! Hai, așa, așa. Uite, te pupă. Te pupă, zi pupic, zi pupic. Ai, 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 ai. Mănâncă. Sare peste capul tău. Ce lăbuța! Ce faci, mă, frumosule? Silvia? Îți place? Ce rămân? Uite, vezi?
uite puiuțul, vai de puiuț drăguțare. Mica noastră excursie la Palvanios. Ce ați văzut în cadrele precedente este sunt câteva imagini de la reclama pe care noi am filmat-o ieri. Am fost invitată de cei de la Kidlets să facem o reclamă pentru site-ul lor și am acceptat. Mi s-a părut o provocare pe care, din care am avut multe de învățat, ce să vă spun. Și am avut și fetele în cadre, au fost câteva cadre și cu Silvia sunt tare entuziasmată de proiectul ăsta și abia aștept să văd și reclama, adică să văd editată și să văd cum va apărea. Pe YouTube o să apară, înaintea videoclipurilor, știți cum sunt reclamele astea pe YouTube. Și o să fac și un articol pe blogul meu, fatanorocoasa.ro, în care o să povestesc despre experiența Palvanios cu bune și rele, pentru că n-au fost mai plusuri. Deci, uita faptul că costă foarte mult cazarea. Dar o să vă povestesc eu acolo toate detaliile. Și sper că v-a plăcut vlogul nostru. Știu că multă lume mi-a spus că era dor să ne vadă pe toți patru într-un vlog. Așa că vă mulțumesc tare mult. Ce spui? Elefantul când ajunge la ei odată. Și acum i-am promis Silvie, pentru că ieri a fost cu minte, sau mă rog, am avut momente care aveam nevoie să fie mai cu minte, am promis că o să iau un premiu după ce terminăm toată treaba și i-am zis să-și aleagă ceva de pe net. Un elefant ce a ales de la Ikea de pluș. Acum mergem și-l luăm, chiar în drum spre casa, ne oprim să-l luăm, ca să știm o treabă. Jumbo! Exact ce am fost! Da, este și Jumbo, suntem la Plăiești acum. Bine, încheie aici, vă pup, ceau! Ceau!